trecem la următorul subiect legat de aeroport. Cine a fost beneficiar pe aeroport? Deci, s-a făcut referință des la hotărârea de guvern care a fost aprobată de guvernul condus de mine. Hotărârea respectivă a oferit cadrul general ce vizează concesionarea. Ulterior, s-a organizat acest concurs. Faptul că beneficiar este Magadanski sau nu știu care, Zavod și nu știu care, iarăși, din punctul meu de vedere, a fost pur și simplu o sedare. Eu nu am știut de acest lucru. Înțelegerea mea era că vine un investitor serios și doar acest lucru putea fi... Dar înțelegerea de unde venea? În general, ideea de a da concesiune, de unde venea? De ce trebuie să dăm concesiune aeroportului? În simplu motiv că la etapa când noi vorbeam despre necesitatea concesiunii, noi aveam nevoie de a investi în aeroport peste 200 de milioane de euro. Bani care nu erau. Și am să vă întreb... Și vă rog frumos să aveți în vedere că noi acest aspect îl discutam în 2013, nu în 2019. Bun. Vă referiți la faptul că nu erau atât de multe zboruri? Sau la ce? Fluxul de pasageri nu era atât? Noi gândeam în perspectivă că noi avem nevoie de aeroport care să asigure inclusiv creșterea de pasageri, având în vedere liberalizarea regimului de vize, inclusiv. Da. Eu am să mă întorc înapoi la matematică, domnule Filat. Da. Mi-mi place matematica, deși sunt jurnalist. Și vreau să înțeleg cum se iau deciziile în guvernele din Republica Moldova. Dumneavoastră ați decis că e nevoie de concesionare pentru că trebuia modernizat aeroportul. Eu sunt de acord, aeroportul avea nevoie de... Noi am luat decizia care oferea cadru general în baza căruia se poate concesiona aeroportul. Bun, dumneavoastră ați deschis prima portiță. Nu, prima portiță e deschisă de lege, pentru că dacă nu era lege, nu putea să fie hotărâre de guvern. Da. Deci din moment ce s-a pus ideea că haideți să creiem cadrul legal care să, de perspective, să... Deci înseamnă că undeva ideea asta exista. Da. Exista, că e bine să concesionăm. De ce? Eu vreau să pornesc de la ideea bună a guvernului că a vrut ca acolo să se facă ordine, să avem un aeroport frumos, modern. Da, ziceam matematică. S-a așezat cineva să facă un calcul. Dar cât timp i-ar lua guvernul și cât ar costa guvernul să facă aceste investiții, pornind de la banii pe care i-ai împrumutat singură, pornind de la faptul că continua să există acea taxă de modernizare care nu a fost anulată și care aducea milioane. Și dacă mă întrebați, putea să facă guvernul această modernizare fără șor? Sau fără aviatist? Nimeni nu a discutat atunci de șor. Cu siguranță putea. Pentru că, de fapt, tot din acele taxe și s-au făcut modernizările. Este adevărat, doar că concesionarea nu a avut drept scop ce s-a întâmplat. Bine, dar matematica asta cineva a făcut-o? Matematica este matematică și, într-adevăr, este necesară. Ea formează un anumit fel de gândire și stă la baza anumitor calcule. Cât ne costă singur să facem ca să ajungem la concluzia că mai bine să fac alții? Doar că să aveți în vedere că aeroportul, spre exemplu, din Tbilisi este concesionat, din Erevan este concesionat, din foarte multe orașe importante din Europa sunt concesionate și nu e nimic rău în această. Problema a fost și rămâne în a fi, cine a concesionat aeroportul și în care condiții. Noi să considerați că atunci când noi am deschis cadrul sau am aprobat cadrul de concesionare, am avut în cap că contractul va scrie Iralov din partea guvernului și taxa de 9 euro va rămâne în continuare să fie plătită către cel care trebuie să investească. Dar Iralov va scrie acest contract. Asta vă spun cu certitudine. Să înțeleg și toate clauzele care sunt la contract și așa mai departe, doar că nici să-l ridicăm pe individul ăsta în cosmos. Să nu uităm că acest contract, spre deosebire de emisia la BEM, a fost aprobat de către guvern, prin hotărâre de guvern, prin discuții la guvern. Și apoi și prin Parlament. Și atunci, și prin instanțele de judecată, și atunci când mă întrebați pe mine dacă cineva putea să calculeze, da, nu putea, dar trebuia să calculeze. Dar noi asta mă întrebați și n-am calculat eu, îmi cer scuze, n-am calculat, dar nu cred că eu trebuie să fac calculul ăsta. Și dacă vă aduceți aminte în discursul meu din 15 octombrie 2015, în ziua arestării, eu am făcut o trimitere directă la aeroport.
Pentru că și în cadrul, și în cazul aeroportului, ca să aveți în vedere, vă rog frumos, ca și cu BEM-ul, tot așa am fost hrăniți cu promisiuni că este o fază incipientă, într-o companie, după care o să fie un investitor foarte mare din Europa. Acum noi negociem cu investitorii. Deci dumneavoastră nu știați nimic despre faptul că e giruit acest aeroport lui Șor? În primul rând, nu avea cum să fie giruit lui Șor. Și eu consider că Șor a fost interfață în cazul dat. Și beneficiarul de la început a fost Plahotniuc la aeroport. Aici chiar nu cred că au existat circumstanțele care au existat, hai să spunem, cu greu, dar atenuante și cu explicațiile în cadrul BEM-ului, cu toate problemele care au fost. Aici era un activ sănătos, un activ care, dacă făceai business plan, așa cum l-ați făcut dumneavoastră, arăta profitabilitate pentru perioada de viitor și aici cadouri chiar Plahotniuc nu face. Bun, acest contract, dacă îl citești, este foarte clar că a fost scris în defavoarea statului Republica Moldova și în favoarea celor în concesiunea care a fost dată aeroportul. Eu am să fac trimitere, fără a da un nume, la o persoană cu demnitate, cu o funcție foarte importantă în stat, în Republica Moldova, la un moment dat, nu mai este, nu mai deține o funcție publică, dar care, în discuții legate de aeroport, mi-a zis așa un lucru. De câte ori se întâmpla să ne întâlnim cu cei din Federația Rusă, una dintre primele întrebări care ne erau adresate de către Medvedev, nu știu dacă a zis de Putin, de Medvedev a zis cu siguranță, era ce mai face aeroportul nostru? Probabil asta a fost după mine. Întrebarea mea rămâne totuși. Probabil asta a fost după mine. Ceea ce pot să vă spun eu, că la toate întrevederile pe care le-am avut eu cu cei din Federația Rusă, în mod special cu Putin, cum ai vedea, am avut și mai puține, dar și... Asta sigur, cu siguranță a fost după dumneavoastră, pentru că asta s-a întâmplat aeroportul a fost dat în concesiune. Da, dar eu vă spun ce s-a întâmplat până la concesionare, în discuțiile cu cei din Federația Rusă, noi când vorbeam, și apropo, eu am avut o discuție foarte corectă cu Putin în mod special, eu nu pot să spun că am avut vreo discuție, numai să nu intrăm acum în război de pe Nistru și mai departe. Eu vorbesc de situațiile care este o situație foarte gravă. Asta nu înseamnă că nu am discutat. Asta nu înseamnă că dânsul nu a arătat disponibilitate și a spus foarte clar că noi suntem deschiși și trebuie să găsim un compromis. Să aveți în vedere că a avut întrevederea Medvedev-Merkel în Germania, nu întâmplător, în discuții care s-a focalizat în jurul problemei transnistrene, ulterior, nu întâmplător am ajuns eu cu Smirnov în Germania și multe alte lucruri care s-au întâmplat. Ca să nu am făcut replica respectivă și să nu fiu înțeles greșit. Aici doar vreau să înțeleg. A existat interese rusești la aeroport sau nu? Eu o să închei. Dar, în ceea ce ține relațiile curente și în problemele care le-am avut în gestiune, noi am avut o comunicare corectă. Și în momentul în care noi vorbeam despre relațiile economice, așa cum procedam la multiplele întâlniri care le-am avut în afara țării, prezentam o listă de proiecte investiționale, în care era inclusiv BEM-ul, inclusiv aeroportul și așa mai departe. La ultima întâlnire a mea în calitate de prim-ministru cu Putin, care am avut-o la Sochi, era toată delegația așa mai departe, în cadrul discuțiilor care le-am avut, dânsul a întrebat, ca să trecem de la discuții multiple, ca să discutăm lucruri serioase. Care ar fi niște proiecte investiționale mari pentru Republica Moldova? Și am vorbit despre infrastructură în general, eu am enunțat asta, am vorbit despre Moldtelecom, am vorbit despre faptul că noi vom scoate, probabil, sau chiar am spus, vom scoate spre concesionare aeroportul Chișinău și tot așa mai departe. Am vorbit și de aeroportul Bălți și aeroportul de Cahul. Acum ce mai face aeroportul nostru? Probabil v-a spus Găburici, pentru că întrebarea a fost adresată lui. Eu asta știu. Și asta nu a fost doar o întrebare. O să vă uitați în arhivă și o să vedeți că este hotărârea Guvernului Federației Ruse în care investiția în aeroportul Chișinău este considerat ca fiind una strategică pentru Guvernul Federației Ruse. Deci nu trebuie să ne ascundem după dege. Păi înseamnă că există interese rusești la aeroport? Eu cred că acolo în parte e Plahotniuc cu Federația Rusă interesul pentru aeroport? În cazul dat, eu cred că lucrurile au fost mult mai simple. Aici
Existența acestei investiții în această hotărâre de guvern nu reprezintă obligatoriu poziția oficială a Federației Ruse. Și asta o să vă spun așa, mai în cunoștință de cauză, asta mai degrabă reiese rugămintea unor persoane din Federația Rusă către Medvedev pentru ca să protejeze această investiție. Vreau să vă spun prin intermediul lui Ușor. Un aeroport într-un stat cu care relațiile sunt diferite în funcție de cum bate vântul, este oarecum strategic. Da? Nu, atunci relația era... Să ai aeroportul unei țări, unicul aeroport funcțional, să ai control asupra lui, așa, eu cred că e strategic. Așa li s-a permis. Însă ei nu au aeroportul. Ei nu au aeroportul. Ei au gestiunea traficului de pasageri și cei ce sunt de infrastructură, spălatul podeilor și mai departe. În rest, gestionarea din punct de vedere strategic, așa cum se discută, aeroportul rămâne după autoritățile naționale. Și în orice moment se iau decizii vis-a-vis de folosirea pistei, de interzicerea utilizării pistei și tot așa mai departe. Șor, de ce acceptați cadouri de la ea? Pentru că atunci el era un om aparent corect, pozitiv, care eu, spre exemplu, nu am văzut ceva ascuns în comportamentul lui. Și ca să aveți în vedere, Șor, practic, a crescut în casa familiei Lucinski. Deci el era foarte apropiat, ajutat, el rămânând fără tată, de mic copil. Știți cine mi-a făcut mie cunoștință ușor și, practic, într-un fel ajutat? Cine? Kirill Lucinski. Cum s-a comportat Șor în raport cu mine? Asta, hai, trecem cu vedere. Dar uitează cum s-a comportat el în raport cu familia Lucinski, eu asta chiar nu pot să înțeleg. Sunt niște limite morale care nu poți să le depășești. De ce legătură există între Șor și Iuri Leancă? Dumneavoastră a sugerat recent într-o postare pe Facebook că... Eu n-am sugerat, eu am afirmat. Da. Bun. N-ați explicat. Ați spus că aș putea aduce și dovezi. Vedeți că se spune foarte des despre faptul că eu l-aș fi influențat pe Iuri Leancă pentru a face sau nu face ceva în raport cu Șor. Uh-huh. Consul onorific, emisie suplimentară sau ce s-a mai spus atunci. Ori eu spun, și lucrul ăsta îl cunoaște lumea din anturajul ambilor, să spunem așa, că relațiile dintre Șor și Leancă au fost, eu cred că și până în ultimul moment au rămas să fie, foarte și foarte apropiate, mult mai apropiate decât între mine și Șor. De ce sunt alimentate? Poftim? Ce fel de relații? De ce sunt alimentate? Amiciție, nu știu, poate armonie în relații. Eu consider relația asta a pornit din momentul în care domnul Leancă a devenit ministru, că a deținut o funcție publică sau vine de mai demult? Nu știu, nu pot să spun. Pot doar, iarăși, să presupun, având în vedere o relație de prietenie care a avut ușor cu Gabi State. Și având în vedere că Anatol State este nașul de cununie al lui Iurie. Posibil că îl cunoștea de atunci. Dar o relație mai aproape, sigur, așa tip de oameni începe să o aibă când ai o funcție. Că atunci când nu ai funcție, ei nu mai au nevoie de tine. Vreau să discutăm un pic și despre un alt episod trist pentru istoria recentă a Republicii Moldova, unul care ne-a făcut de râs în Europa și în lume, spălătoria rusească, modul în care 20 de miliarde, cel puțin, de dolari au tranzitat. Nici nu știu cum să zic, sistemul bancar, sistemul judecătoresc Republica Moldova, cam tot ce înseamnă justiție și sistem bancar de Republica Moldova, putea să se întâmple acest lucru fără ca să știe primele persoane în stat? Fără ca să știți dumneavoastră? Erați prim-ministru? După cum se vede, s-a putut. Cum e posibil? Nu am prea multe explicații, dar uitați-vă că s-a putut. Având în vedere... În primul rând, sistemul bancar funcționează nefiind în subordinea guvernului. Și doi, ceea ce a stat la baza acestei spălătorii, deciziile instanțelor de judecată și acțiunile executorilor judecătorești, s-a aflat după. Deci nu au fost acte publice. Deci ele au ieșit la suprafață
după o perioadă de timp. Eu am aflat despre existența acestui fenomen, iarăși cât de straniu ar fi, nu de la SIS, nu de la alte instituții ale statului, de la BNM, spre exemplu, de la ambasadorul Statelor Unite ale Americii. El mi-a dus o notă informativă în care mi-a prezentat despre existența acestui fenomen. Anvergura, sigur, nu era cea care s-a atestat ulterior. Doar ca și fenomen, eu am adresat întrebările respective conform competențelor. Țin minte că am primit răspuns și pot face referință la unul, sigur, de la CNA, sau era CCEC atunci, prin care mi s-a spus că sunt atestate asemenea transferuri, doar că ele sunt perfect legale, deci nu contravin normele legale. Bun. Dar încă o dată, anvergura n-a fost cunoscută. Despre anvergură s-a cunoscut deja ulterior. Putem acești bani să tranziteze așa pur și simplu în Republica Moldova? Mă refer, să zicem, niște oameni de afaceri din Federația Rusă. Aici trebuie să facem un disclaimer că noi nu știm proveniența banilor ăștia care au... Deci nu știm, sunt legali, nu sunt legali, știm că vin din Federația Rusă, care este proveniența lor. Nu, odată ce au fost spălați, înseamnă că au avut probleme. Spălătorie e termenul care l-a dat presa acestui fenomen. Bănuiesc că pe bună dreptate. Apropiat de adevăr. Da, da. Dar așteptăm să vedem cineva să ne spună ce proveniență au banii ăștia. Dar putea să vină cineva din Federația Rusă să se înțeleagă cu niște judecători din Republica Moldova, să se înțeleagă cu niște executori judecătorești, să se înțeleagă cu niște bănci, să treacă banii ăștia, să-i plece, să-i primble pe Moldova, fără ca instituțiile de stat să știe despre acest lucru și fără ca oamenii care dețin control asupra acestor instituții să știe sau să permită acest lucru. Nu. Acest lucru nu a fost posibil. Eu sunt convins că atât în Federația Rusă lucrul ăsta nu a fost posibil fără cunoștința sau cunoașterea, aprobarea a serviciilor speciale și anumitor factori decizionali din sistemul bancar sau, mai bine spus, Banca Națională. Iar în Republica Moldova acest lucru nu avea cum să se întâmple decât cu aprobarea tacită a celor care aveau acces la informația despre circulația banilor în general, dar în cazul dat a transferurilor respective valutare. Și aici este vorba, în primul rând, sigur, de Banca Națională și de Centrul Național Anticorupție, mă refer aici mai degrabă la acea subdiviziune care are în gestiune prevenirea și combaterea spălării banilor. Da. Deci nu, efectiv, miliarde de dolari nu puteau trece prin sistemul bancar, fără ca el să fie văzut, acest circuit, și cel puțin întrebat ce se întâmplă sau clarificat. Mihai Goffman, cu siguranță vă este cunoscut numele. Numele, da. Da. Noi nu știm care parte a declarațiilor dumnealui sunt adevărate, pentru că dumnealui mai întâi a făcut anumite declarații, după care s-a dezis de ele și a făcut cu totul altele. Nu o să mă mire dacă o să fac și pe a treilea. Da, nici eu n-am să mă mir deja, dar la un moment dat zicea că el a sesizat guvernul despre aceste tranzacții care au loc, despre aceste, acești bani care au tranzitat spațiul moldovenesc. Eu când aud persoane cum ar fi acest Goffman, care au funcții, care presupune acțiune, nu informare. Eu în ultima perioadă tot aud că noi am informat, deci instituțiile în care au activat acești oameni presupune acțiune. Eu nu trebuie să informez pe nimeni, el trebuie să blocheze banii respectivi și să verifice legalitatea lor, în primul rând. Și ține de informare, repet, eu, poate și-a informat pe cineva, eu am fost informat straniu, dar de către ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Iar răspunsul care l-am primit, că este legal, deci noi nu putem interveni pentru că este o procedură, adică este legal. Cu cine credeți că a avut înțelegere în Republica Moldova, cei din Rusia, pentru ca să poată organiza spălătorii? Eu ar trebui să presupun în cazul dat, dar cred că răspunsurile sunt la suprafață.
uitându-ne la instituțiile bancare care au fost implicate în această spălătorie. Deci mi-e vine foarte greu să cred că fără cunoașterea și fără aprobarea proprietarilor s-ar fi putut face acest lucru. Doi, fără acceptul Băncii Naționale și a Centrului Național Anticorupție. A fost, din punctul meu de vedere, imposibil să fie realizat acest lucru. Și, desigur, fără ca să fie existat acele vestite decizii ale judecătorilor de pe la Cahul, Comrat și numai nu știu pe unde, cu sutele și sutele de milioane de dolari în baza actelor. Am să vă dezamăgesc, cele mai multe în Chișinău au fost. Vedeți, cât de stranul ar fi, dar Chișinău nu mai merge așa de tare, dar în momentul în care o judecătorie din, într-un raion, cum ar fi Telenești, o dimensiune, o cunoașteți, reglementează o tranzacție de câteva sute de milioane de dolari. Eu nu știu dacă exact e suma asta. Am dat un exemplu, fără supărare pentru cineva. Sunt sute de milioane de dolari, da. Dar, proporțional vorbind, evident că fără aceste decizii nu a fost posibil. Cum au fost adoptate aceste decizii? De ce judecătorii și executorii judecătoresc, judecătorii ăștia au aprobat aceste decizii? Probabil trebuie să spună ei. Totodată vreau să vă spun că pe unii din acești judecători eu i-am văzut. Aici? Mai bine spus, le-am văzut ochii. Aici, în penitenciarul numărul 13. Nu s-au reținut mult, o mână spală pe alta, lucrează foarte bine, sistemul s-a autoprotejat, dar eu cred că aici ei sunt obligați chiar să spună cine, cum a organizat această procedură. Pentru că dacă ar fi fost o decizie, presupunem că a luat o decizie în baza conștiinței proprii, intimii convingeri. Dar în momentul în care lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat, se vede clar că era o acțiune organizată, cu scopuri bine determinate și contabilizată în același timp la nivel de implementare. Iar totul a început din guvern, domnul Filat. Eu n-am să mă refer la dumneavoastră pentru că... Ați făcut o afirmație atât de direct încât... Nu. De ce zic că s-a pornit din guvern? Pentru că s-a pornit la Ministerul Justiției. La o modificare care a fost făcută de către Ministerul Justiției, prin care a fost anulată sau nu anulată, ea a fost tocmai că reglementată foarte strict taxa. Plafonată taxa. Am citit și ăla. Nu se știe dacă această spălătorie ar fi avut loc dacă nu era făcută această modificare în legislație care le-a permis să economisească celor care au spălat banii vreo 800 de milioane de dolari. Mai bine spus, nu ar fi fost posibilă, pentru că nu ar mai fi fost interesantă sub aspect economic. Da. Deci era nevoie să se facă niște ajustări în legislație pentru ca... Și nu cred că doar plafonarea taxei, dar asta a fost de bază. Da, acolo au fost făcute mai multe lucruri, dar dacă e să vorbim despre valoarea în bani acestor modificări, asta a fost cea mai importantă. Domnul Alexandru Tănase niciodată nu a explicat ce a fost cu asta, dar întotdeauna a reacționat foarte bolnăvicios la aceste acuzații legate de faptul că dumnealui a promovat această modificare legislativă. A fost sau nu implicat din punctul dumneavoastră de vedere? Nu pot să mă pronunț. Doar că asemenea modificări, așa dintr-o pornire, vorba e patriotică, nu pot avea loc. Și evident, dacă nu ar fi fost acea modificare de lege, această spălătorie sau acest tranzit de bani prin Republica Moldova nu ar mai fi fost interesant din punct de vedere economic. Prea mari costurile au fost. Ar fi fost. Dar dumnealui este foarte vocal, poate explica orice. Mai puțin pe ce subiect. Nu, eu cred că dacă începem să vorbim, trebuie să vorbim toți. Da, știți cumva despre relații, nu știu, mai speciale, nu știu cum să le numesc altfel, dintre dumnealui și Vyacheslav Platon? Ceea ce știu că ei se cunoșteau foarte bine. Ce înseamnă se cunoșteau foarte bine? Înseamnă că ei comunicau. Eu cu Vyacheslav Platon nu comunicam.
Asta vă spun cu certitudine. Dânsul comunica cu Vislav Platon. Poate comunica pentru că îi sperea o persoană inteligentă, poate, care interesantă. Poate. Eu doar spun că avea o comunicare. Mai mult de atât nu știu. Ce măsură credeți că v-a schimbat această perioadă de timp? Caracterul? Prioritățile? Tot. Eu pot spune că sunt autor. Care sunt prioritățile dumneavoastră acum? În primul rând, eu nu mai gândesc în termen scurt. La mine gândurile sunt în timp. Și ceea ce am eu ca prioritate vizează eliberarea mea. Eu încerc să nu gândesc ceva... Bun, după eliberare știu, pasul următor este reabilitarea. Numele pe care îl port nu este doar al meu. Este al copiilor mei, este al părinților mei. Și cu siguranță, cu ceea ce urmează să mă ocup, mă voi ocupa deja vând cu totul și cu totul altă abordare. Politica se regăsește pentru lucrurile pe care ați vrea să le faceți? Nu cred. În modul direct, nu, dar aș vrea ca experiența și cunoștințele mele în acest domeniu să poată fi utile pentru cei care ar dori. În ce mod? Consultare politică, dacă cineva ar dori, nici într-un caz impusă. Dar categoric, încă o dată spun, cu ce urmează să mă ocup după urmează să văd, dar abordarea va fi cu totul și cu totul altă. Dacă v-a plăcut, nu că a fost pe aici, la dumneavoastră? El aici nu a fost, însă eu am avut o singură întâlnire cu el, din momentul arestării mele. S-a întâmplat pe data de 19 decembrie 2015, pe la orele 4, probabil, seara, m-am anunțat că sunt transferat la CNA. Mi-am lăsat... De aici ați fost transferat la CNA? Da. Nu, n-am fost. M-au anunțat că sunt transferat la CNA. Eu mi-am luat toate lucrurile, tigaie, ceaun, ce mai am eu pe aici, și mergem la CNA. Am ajuns la CNA, ca de obicei, scoaterea șeretului. Haideți să vă spun așa cum este. Umilința a fost cu vârful îndesat și au avut grijă să se întâmple lucrul ăsta tot timpul. Am ajuns în celulă, după care, probabil ora 11 seara sau după 11 seara, a venit un ofițer, eu dacă l-aș vedea, îl pot identifica, și mi-a spus că urmează să-l, trebuie să-l urmeze. Am întrebat unde și mi s-a spus, urmați-mă, vă rog, fără explicațiile, direct, în plus. Am urcat la etajul 4, am intrat într-un birou în care era procurorul interimar anticorupție, Popenco. Este persoana care, de fapt, a reușit o performanță inegalabilă. Ca în două zile, denunțul ăla enorm al ușor, celelalte audieri care le-a făcut el acasă, al lui Leanc, al ușor la birou și așa mai departe. Țineți minte actele? Da, da. Păi el a fost în stare să analizeze tot volumul de informații și să îi pregătească demersul pentru scoaterea imunității mele după două zile. Deci în două zile ei au stabilit că sunt probe incontestabile pentru ca mie să-mi fie scoasă imunitatea ilegală, apropo, să fiu arestat și tot așa mai departe. Ne-am salutat,
n-a evitat să ia loc. Cred că nici n-am vorbit câteva propoziții și a spus că urmează să vină cineva. A ieșit și după o scurtă perioadă de timp a intrat Plahotniuc, după el, ca și umbră, Costea Botner, cu borsetca, evident, s-a uitat să vadă dacă totul e în regulă în birou. Dânsul a arătat cu gestul lui să rămânem singuri. Nu o să povestesc ce gânduri îmi vineau mie în cap atunci când am rămas eu cu el într-un birou singur. Era fără șireturi, este adevărat. Bun, ce? Vă eram puteați aștepta să vă... Nu mă întrebați. Am spus că nu o să vă răspund. Aveam eu gânduri interesante. Am avut o discuție, n-aș putea spune scurtă, dar nici nu una foarte lungă. El m-a întrebat dacă am solicitat întrevederea. Eu i-am spus că eu nu am solicitat întrevederea, cu toate că ulterior, a trecut deja o perioadă de timp, am înțeles că de fapt a venit bazându-se, a folosit ca motiv de fapt, o discuție a mea, transmisă iarăși prin avocat, cu o persoană, nu vreau să implic, să nu-mi solicitați mai vă rog frumos, că nu-i corect, n-am permisiunea dânsului, că trebuie de făcut ceva. Și eu, în discuția respectivă, verbală, deci eu transmiteam prin avocat, primeam. Acum, ce se transmitea și ce primeam, rămâne de văzut. Și am spus, eu, printre altele, am spus că eu vreau să clarific situația respectivă. Și ala a transmis ulterior că, băi, du-te și te clarifică cu omul, până la urmă ați lucrat împreună. Însă eu solicitare expresă nu am făcut. Dacă făceam, vă spuneam. Am rugat să vină sau am solicitat să vină și așa mai departe. Eu l-am întrebat de ce a făcut ceea ce a făcut. El doar știa ce a făcut. Toată porcăria asta cu 250 de milioane și așa mai departe a reprezentat show mediatic și motiv de a fi înlăturat. Eu atunci încă nu știam despre deal-ul care l-a avut, l-a avea deja cu comuniștii și cu piele de miști care au votat ulterior. Răspunsul lui a fost unul așa foarte sec, pentru că dacă nu făceam eu, făceai tu. Zic, cum? Puteam să o fac eu? Procuratura ta, justiția ta și tot așa mai departe și având tu deja toate metodele la îndemână. După care a spus că nu am fost ok, corect în relațiile cu el și anume mitingul de 6 septembrie a PPDA-ului, a platformei DA de altfel. El considera că am participat și eu la organizarea acestui miting, având la bază faptul că jumătate din participanți erau piele de miști. Eu asta știam, doar că spun acum și o spun clar că nu am avut absolut nimic cu acele meeting-uri și nu am avut absolut nimic cu platforma, dar și regret acest lucru. Poate că dacă aveam comunicare, se întâmplau anumite lucruri. Mai mult ca atât, pe data de 6 septembrie, eu m-am oprit la un anumit moment dat. Dacă vreți, în fața mea, având o bifurcație, una să merg la Creuleni, aveam o acțiune planificată acolo și a doua să merg în Piața Mare Internațională, să vorbesc în fața mulțimii, să cer permisiunea, să vorbesc anumite lucruri. Anumite lucruri, să spun ce cred eu și ce trebuie de făcut. Și ca de obicei am telefonat prietenii mei din afară și mi s-a spus că problemele care sunt în Republica Moldova trebuie să fie rezolvate politic. Voi sunteți politicieni, sunteți la guvernare și trebuie să rezolvați problema politic. Pentru că îți mergi doar cu șapi tribună și așa mai departe, ar fi un fel de... Acum mă întorc înapoi, sigur că la Creuleni putem să mă duc eu și altă dată. Dacă mă duceam în piață, nu doar soarta mea, multe lucruri putea să fie schimbate. Și al doilea motiv, mai nou, de ce a făcut el lucrul ăsta, sigur, astea au fost motive. Că am fost implicat în punerea celor corturi de către Petrenco lângă casa lui.
Și ca argument de ce eu am fost implicat în asta, pentru că a fost observat Pistrinciuc vorbind cu Petrenco. Deci lucruri din astea, de oameni sociopați, știți? Era evident că orice argumentare în plus era, orice argumentare era în plus, însă eu i-am spus care-i scopul lui. Și așa cum am vorbit la tribuna Parlamentului, i-am spus și dânsul ce cred eu că se va întâmpla mai departe. Și asta s-a întâmplat. După care noi nu ne-am văzut, dar am avut comunicare telefonică periodic cu dânsul, dar să nu vă imaginați că se întâmpla în fiecare zi, a fost... El telefona sau cum se întâmpla? Eu nu aveam cum să telefonez, pentru că eu, dacă aș vedea acum un telefon mobil, mi s-ar părea că văd o navă cosmică. Vedeți, v-am întrebat ce v-a lipsit foarte... Nu glumiți. Nu, eu n-am glumit, dar chiar așa. Bun, nu să v-ați referit la lucruri serioase. Da. Faptul că eu o perioadă de timp căutam cu mâinile telefoanele pe pată, asta nu înseamnă că asta mi-a lipsit foarte mult. Comunicarea m-a lipsit, dar nu telefoanele. De ce că sună? Păi haideți, până la de ce, cum? Că asta e important, cum ați întrebat cine telefona. Da. Și am spus că eu nu aveam cum, pentru că n-am avut cum. Ar fost interesant să vedeți condițiile de tensie care le aveam și modul în care eram păzit. La mine până acum este la ușă pe care se dă mâncare, știi? La mine e sudat cu armătură din asta, cum se spune. Și, bun, mai sunt și alții, dar ca idee. Vine o persoană care, de regulă, mă invita în sala sportivă. Deținut sau angajat? Ei, deținut. Deținuții nu împlă din celulă în celulă, mascați și așa mai departe. Vine o persoană din conducerea DIP-ului. DIP-ului. Departamentul Instituției Penitenciare. Acum se cheamă ANP, da? Da. Și în sala sportivă îmi transmitea, forma numărul, deci eu nici nu puteam să formez numărul, îmi forma numărul și îmi transmitea și comunicam. Deci prima comunicare care am avut-o telefonică a început atunci când a anunțat intenția de a deveni prim-ministru. El s-a consultat cu dumneavoastră sau v-a dus la cunoștință? Dumneavoastră, acum glumiți sau... Nu, eu sunt curioasă să aflu de ce nu, v-ar motivul, fi sunat. Păi vă spun, da. Motivul a fost că trebuie să-i conving pe cei din PLDME să accepte să comunice cu PD-ul, fiindcă altfel vor ajunge în opoziție. Mie mi se pare că a fost un... Dacă pornim de aici doar. A fost un motiv așa destul de nobil, că el oricum va face coaliție și vor rămâne în opoziție și tot așa mai departe și tot așa mai departe. După care a mai fost o discuție. Trebuie să știți că eu nu am comunicat telefonic cu niciunul din cei care au votat pentru guvern, dar mi s-a permis să vorbesc cu doamna Palihovici, cu Pistrinciuc, cu Copsac, cu Grama, am mai vorbit cu cine, cu Victor Roșca am vorbit, doar că am vorbit la nivel de care e situația, ce faceți, și o ultimă discuție care am avut-o cu Vadim Pistrinciuc, deci lucrurile sunt ușor de confirmat, v-am spus persoanele cu care am vorbit. Ultima discuție care am avut-o a fost cu Pistrinciuc, care i-am spus să meargă în Consiliul Politic, a fost scos din Consiliul Politic, și să-i explice că dacă ei nu găsesc un compromis, dar deja eu știam că sunt 7 sau 8 PLD-miști și 14 comuniști care sunt deja în dispozitivul dânsului lui ca să facă guvernare. Atunci vor rămâne în afara guvernării și este important cel puțin să nu pun în cărca lor rămânerea în opoziție, să încerce. Pentru că dacă țineți minte, PLD-miul era foarte principal pe poziția de prim-ministru. Și atunci să accepte funcția de speaker, cel puțin, să nu ofere motivul că e ieșit din alianță și să aibă posibilitatea cât de cât să intervine. Și asta a fost nu din cauza că am vorbit cu el, chiar a fost înțelegerea mea sinceră. Mai mult ca atât, o să vă spun ceva care poate să vă mire,
Eu am considerat, în acest sens am scris și o scrisoare lui Timofte, am considerat și acum consider că Plahotniuc trebuia să devină prim-ministru atunci. În 2016. Sigur. Pentru că dacă el devenea prim-ministru atunci, epoca sau cum, etapa Plahotniuc în viața modernă, istoria modernă a Republicii Moldova se termina mult mai repede. Înțelegeți, întunericul se simte bine în întuneric. Dar pentru ca să scapi din întuneric, trebuie să-l scoți la lumină. El urma să fie scos și asta a fost și vă spun că rămâne convingerea mea că el trebuia să fie lăsat să ocupe funcția respectivă și tot ceea ce se întâmpla în Republica Moldova să răspundă. Cea mai mare greșeală pe care ați comis? Uf, cea mai mare trădare? Eu sunt sigur că dumneavoastră v-ați gândit la asta. Nu pot să răspund la această întrebare, Mariana. Eu cred că nimeni dintre noi nu poate să dea un răspuns univoc la această întrebare. Fiindcă dacă o să mă întrebați astăzi, pot să vă dau un răspuns. O să mă întrebați peste o perioadă de timp, pot să vă dau alt răspuns. Bun, eu cred că dumneavoastră s-a analizat de multe ori lucrul, filmul evenimentelor, ce și cum s-a întâmplat. Și cred cu siguranță că v-ați gândit la faptul că dacă, iată, la această răscruce aș fi ales această cale, toate lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat. Dacă insiști să spun totuși ceea ce acum eu consider, este totuși anul 2013, când nu am mers în alegeri anticipate. Și vă spun de ce. Nu din cauza că eu mi-am pierdut calitatea de prim-ministru sau alte lucruri, doar că ce urma să fie ca rezultat a unei expresii în urma unui vot popular. Înțelegeți? Comuniștii luau majoritatea. Înseamnă că eram în opoziție. Comuniștii aveau mandat de la oameni să guverneze. Noi primeam puterea. Guvernam în bază. Dar cu certitudine, după alegerile eventuale anticipate în 2013, nici liberalii și nici democrații nu se mai regăseau în Parlament. Dar, sigur, eu am făcut greșeli care țin de viața mea personală, despre care, mă scuzați, eu deja mi-am vorbit mie de atâtea ori și când m-ați întrebat că nu aveți pe nimeni pică sau ceva de genul ăsta, lucrurile au decurs în două etape. Prima etapă am parcurs-o mai ușor, atunci când m-am eliberat și nu aveam în suflet niciun fel de supărare sau dorință de răzbunare, și-a urmat etapa cea mai grea, atunci când trebuia să mă împac cu mine însumi. Asta este cea mai grea etapă și pe care am parcurs-o cu dureri profunde. Și acum pot să spun, cu toate greșelile pe care le-am făcut, m-am împăcat și cu mine însumi. Dar ce vă reproșați? Sunt multe. Sunt multe și mi le-am spus mie. Mi le-am reproșat, mi le-am spus, mi le-am plâns. Să știți că asta s-a întâmplat. Dar asta a fost. Deja a fost.